Foarte greu de răspuns. Petru Groza, de fapt, nu era comunist, așa. El a fost avocatul comuniștilor în procesele alea care fusese făcute înainte sau în timpul războiului comuniștilor. Și le-a salvat viața comuniștilor, de fapt. Și juca tenis cu tata și i-a spus într-o zi, dacă nu plecați, măria ta, dacă nu pleci, nu mai pot să fac nimica pentru tine. A fost o corectitudine exemplară și foarte, foarte trist. Și i-a spus, să știți, băieți, cred că nu o să ne mai întoarcem niciodată în țara noastră. Asta mi-a ținut foarte bine minte. Da. A fost un moment mai greu ăsta. Deseneam ceahlăul o dată pe săptămână ca să nu uit cum arată ceahlăul, că noi de acolo ne tragem. Prima dată când am întâlnit jucători români era Ion Tiriac cu Petre Mărmureanu. Era pe lângă tabloul de la Roland Garros și se uitau și ei cu cine o să joacă. Și mă uitam și eu. Și am auzit că vorbesc românește și le-am întrebat, voi sunteți români? Tiriac s-a uitat la mine și s-a uitat, da, Matale, ești român? Am spus, da. Dar cum vă cheamă? Sturza. Stația de metro. După match, unde am jucat cu Ilie și m-a bătut atunci, mi-a spus, am nevoie de un medicament, că tata are cancer. Și există un singur medicament care eu nu pot să-l găsesc în România. A spus, bine, Ilie, dar eu nu prea am bani, mai am 72 de franci în buzunar, hai să mergem la farmacie. Și de fapt, medicamentul ăla a costat 70 de franci. Și l-am cumpărat pentru Ilie, l-a luat și au rămas un franc sau doi franci și ne-am dus să bem o apă, care am împărțit-o într-un restaurant. De atunci, Ilie întotdeauna are o inimă enormă. Salutare fiecăruia dintre voi, suntem la o nouă ediție de Altceva. Astăzi va fi o ediție cu parfum regal și cu un invitat, parcă, spun eu, coborât din bazmele cu prinți și prințese. Un invitat a cărui familie face parte din manualele de istorie a României. Și îi spun bun venit Alteței sale, prințul Dimitrie Sturza. Bine v-am găsit, mulțumesc! Alteță, în primul rând vă mulțumesc pentru prezența la această ediție de Altceva și mă aflu acum în fața istoriei României. Sunt față în față cu un personaj care e parte din istoria României. Familia dumneavoastră, practic, a fost atestată documentar în secolul XIV în Moldova. Să mă corectați dacă voi greși. A fost înnobilată în Transilvania în secolul XVII și am găsit, sunteți descendentul Ioan Sturza, din familia căruia făcea parte și Mihail Sturza, ambii domnitori ai Moldovei în anii 1800, dar ați avut în familie 7 domnitori. Cam așa. 5 din partea bunicii și ceilalți 2 din partea bunicului. Da. Și am mai găsit lucruri interesante. Au fost cei din familia dumneavoastră demnitari în guvernele, în multele guverne ale României. Ați dat un ministru de interne, un premier, un ministru de externe și multe, multe alte figuri marcante ale istoriei. Iar dumneavoastră v-ați născut la Popești, undeva într-un târgușor de lângă Iași. V-ați născut acolo, ați copilărit acolo, ați fost botezat de regina Elena și de fiul... Rebotezat. Da. Și de fiul acesteia de Mihai. Nu, el n-a fost. A fost numai regina. Da. Doar regina. Da. Dar ați fost foarte apropiat de membrii casei regale. Prin intermediul mamei dumneavoastră și prin intermediul tatălui. Da. Mama Greta era... după tată norvegiancă, după mamă rusoaică, dar studiase la Oxford,
o tenismenă desăvârșită și e o poveste interesantă că la un moment dat într-un mixt cu dumneavoastră ați și câștigat, practic, ați intrat în istoria tenisului norvegian. Alături de mama ați câștigat campionatul național în Norvegia. Da, la 17 ani, da. Cum vă amintiți pe mama? Mama era o mare patriotă româncă. O tipă absolut extraordinară, dinamică. Totul ce făcea, o făcea la perfecție. Juca tenis, era o mare botanică, avea o grădină botanică de 30 de hectare în Normandia. O splendoare și mai există și acum. A adus multe ajutoare în România imediat după război, când s-a dus în țările scandinave și a venit înapoi cu trenuri întregi, cu soldați svedezi care au făcut cantine de la Focșani până la Botoșani. Și după ce am trebuit să plecăm, a fost și vicepreședinte la Caroman. Caroman era o societate care ajuta românii care plecau, fugeau din România și ajungeau în Franța, mai ales în Franța, și aveau nevoie de ajutor. Ați plecat cumva din Popești, de unde v-ați născut, și ați venit la București. Da. Cum, aici ați făcut școala primară. Cum vă amintiți micul Paris da. Din acea perioadă? Bine, știți, era imediat după război și nu pot să spun că țiu foarte mult aminte de atunci, dar mai țiu minte că era foarte frumos, să spunem așa. Îmi plăcea foarte mult. Tata mă plimba, mai ales pe mine, puțin peste tot. Am făcut și o tură din de România în 46, că mi-a spus că o să plecăm din România într-o zi și ca să țiu eu minte despre țara mea. Și da, a fost. Mai țiu minte că deseneam ceahlăul o dată pe săptămână ca să nu uit cum arată ceahlăul, că noi de acolo ne tragem. Treburi în astea. Da. Mai țiu minte de cutremuri, chiar dacă aveam numai 4 ani sau 5 ani. Asta mai țiu foarte bine minte. Da. În 1948, practic, ați fost nevoit, alături de mama și de frații dumneavoastră, să fugiți din România, să părăsiți definitiv România pentru mulți, mulți ani și o copilărie care era atât de frumoasă și de liniștită, deodată a devenit marcată de durerea exilului. Mm-hmm. Vă amintiți ziua în care ați plecat din România? Da, mai țiu foarte bine minte că tata plecase de 2 luni de zile, eu nu știam unde era, mama nu ne-a spus, dar el plecase pe o filieră, dacă mama ajutase pe evrei în timpul războiului să scapă o parte dintre ei din pogromul ăla de la Iași și ei, recunoscători, l-au ajutat pe tata ca să meargă până la Linz, pe o filieră evreiască. Noi suntem ortodoxi, nu suntem evrei, dar asta a fost un gest foarte, foarte frumos. Mă țin minte că la aeroport, la Băneasa, era la Băneasa atunci, nu era Otopeniu, a venit un capitan și a spus unei doamne să facă o vizită de corp la mama, să nu aibă valută pe ea. Și am intrat într-o cameră și femeia aia a spus, mame, auziți, mi-ați salvat copilul atunci în Moldova cu mâncarea pe care ați adus-o din Scandinavia. Nu o să vă fac nicio vizită corporală, dar vă rog frumos să nu aveți bani pe dumneavoastră, că altfel mă duc eu la închisoare, poate și să mă omoară. Mama n-avea bani, nu eram nebuni, n-avea bani pe ea, n-aveam nevoie să facem contrabandă de bani și am plecat așa cu un avion până la Praga. Și la Praga era Scandinavian Airlines, care avea un avion care ne-a dus la Stockholm. Și am ajuns la Stockholm exact în aceeași zi ca tata în Linz, în Austria. Exact în aceeași zi. Și mai țin minte că
când a știut mama că a ajuns tata acolo, singura dată în viața mea când am văzut-o să plângă, de bucurie. Dar regele abdicase. Da. Comuniștii, practic, preluaseră puterea. Da. Cine v-a dat informația? Există un mit că Petru Groza, da, premier la acea vreme, da, i-ar fi dat tatălui dumneavoastră informația că dacă nu părăsiți România, urmează exact să, să fiți, da, închiși. Da. Și tatăl dumneavoastră juca tenis cu, da, cu Petru Groza, da, iar făceați parte, familia, părinții făceau parte din cele mai înalte cercuri. Mama, da, a jucat bridge cu, da, Mihai Antonescu, mâna, da, dreaptă a mareșalului Antonescu, da, se cunoștea cu Ana Paucăr. Yeah. Dar Ana Paucăr, am găsit într-o relatare a mamei, nu avea deloc la suflet. Deloc. Pe mama dumneavoastră. Nu. Și Ana Paucăr în acea perioadă era o femeie cu o putere, cu o incredibilă, influență, da, incredibilă. De altfel, da, a și devenit prima femeie ministru de externe, da, nu doar din România, din istoria lumii. E adevărat că Petru Groza i-a spus tatălui să părăsiți țara? Da. Trebuie să știți o treabă. Petru Groza, de fapt, nu era comunist, comunist, așa. El a fost avocatul comuniștilor în procesele alea care fusese făcute înainte sau în timpul războiului comuniștilor. Și le-a salvat viața comuniștilor, de fapt. Juca tenis cu tata și i-a spus într-o zi, dacă nu plecați, măria ta, dacă nu pleci, nu mai pot să fac nimica pentru tine. A fost o corectitudine exemplară. Ca și Maurer. Maurer era comunist, da? Era căsătorit cu o franțuzoaică și era mult mai evaluat decât toți comuniștii care erau în jurul lui. Gheorghiu Dej sau ăștia care au fost pe acolo. Nu erau foarte civilizați. Dar Maurer și cu Petre Groza erau civilizați. Da. Aveți 10 ani când ați plecat din România. Da. Ce v-ați luat în bagaje dumneavoastră? Ce ați luat în bagaje? Ce ați pus în bagaje? Păi, un copil de 10 ani, ce pune în bagaje? Știți, când ești copil așa, te gândești ce o să se întâmplă. Unde mergem, cum o să fie acolo, și trebuie să spun că copilăria în Norvegia a fost extraordinară. De aceea că Norvegia este un rai pentru copii. E ceva absolut extraordinar, mai ales dacă faci sport. Ați văzut câte medalii iau norvegienii peste tot. Poți să faci sport dacă vrei să faci sport, dacă vrei să fii intelectual, poți să fii intelectual. E senzațional. Școala este de la 8 la 2, te duci acasă, mănânci ceva, poți să faci, te duci să faci sport, o oră, două ore, seara mai faci lecțiile. Era chiar frumos de tot, foarte frumos. Am avut noroc când ne-am dus acolo. V-ați mutat copilăria din România în Norvegia. Vă era dor de ceva anume? Vă era dor de ceahlău, de imagini? Știți, într-o zi a fost echipa de hockey de pe gheață care a venit să joacă un match la Oslo. Și tata s-a dus acolo să spună bună ziua la ea. Nu l-au lăsat să intre și a venit înapoi și era foarte trist că nu putea să vorbească cu sportivii. El, care era mare sportiv, a fost în rezervă în echipa de Cupa Davis română și foarte, foarte trist. Și i-a spus, să știți, băieți, cred că nu o să ne mai întoarcem niciodată în țara noastră. Asta mi-a ținut foarte bine în minte. Da. A fost un moment mai greu ăsta. Da, erau două tablouri separate. Dumneavoastră, care ați avut norocul, spuneați, să părăsiți alături de mama și de tata și de frații dumneavoastră, să părăsiți România, și vărul dumneavoastră, care a avut neșansa de a rămâne aici. Mama a refuzat să părăsească, da, România, mama vărului. Da. Vărul dumneavoastră era mic, dar la 17 ani cunoaște, practic, ororile comunismului. Da. Ceea ce probabil aveați să pățiți și dumneavoastră dacă, sigur, nu da, fugeați din România. Da. Da. Vărul dumneavoastră, Mihai, a fost închis
Fără niciun motiv. Da, nu, n-a avut niciun proces, nimic. Nimic. La 17 ani. Da. Și a fost tărit în diferite închisori. Și cel mai rău a fost la Bicaz, unde aveam noi proprietățile noastre, la barajul ăla care s-a făcut acolo. Nu că suntem noi privilegiați și nu avem nevoie să lucrăm la un baraj, dar a fost acolo ca prizonier politic, fără nicio condamnare. Asta a fost foarte greu pentru dumnealui, foarte greu, da. Doar pentru păcatul că provenea din familia dumneavoastră. Vedeți, el a avut o revanșă enormă, că la un moment dat, noi aveam un unchi care era ministru în Grecia și a reușit să-l scoată pe dumnealui și pe verișoara mea, Elena. Și a venit în Franța și a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe. Și a venit înapoi în țară cu De Gaulle, ca traducător. Și Ceaușescu n-a vrut să accepte pe Mihai ca traducător. Și atunci De Gaulle a spus, atunci nu vin. Și l-a forțat să vină. Și el a tradus pentru Charles De Gaulle din română de ce spunea Ceaușescu lui De Gaulle. Și Ceaușesca, nu pot să-i spun altfel, de-aia că cu ea nu pot să fii politicos, era în mașină cu el și a întrebat, ești căsătorit? Spune, da, doamnă, sunt căsătorit. Și a întrebat, are zestre? Dacă puteți să credeți. Era o tipă, aia a stricat foarte mult pentru Ceaușescu, trebuie să spun. Ceaușescu, cred că era destul de naționalist, așa, dar cât a stricat femeia aia pentru el, nici nu vreau să știu. A fost o palmă pe care vărul dumneavoastră a dat-o regimului comunist, revenind în România după ce fusese chinuit în închisorile comuniste, revenind alături de De Gaulle și... Și de Giscard d'Estaing, a revenit. Și ulterior, cu un alt președinte al Franței. Da. Și a fost o palmă pe care a dat-o regimului. Da. Dumneavoastră, în acest timp, ați plecat să urmați facultatea în Elveția, la Lausanne. Da. La Lausanne a început un alt episod din viața dumneavoastră. Ați făcut facultatea de fizică atomică, dar în paralel ați devenit poate cel mai titrat, cel puțin până de curând când a apărut Roger Federer, cel mai titrat tenismen al Elveției. 32 de titluri de campion național. Da. Simplu, dublu, dublu mixt, da. V-a fost greu în Elveția? Știți, depinde ce vrei să spui cu greu. Dacă lucrezi și reușești în Elveția, e raiul de pe pământ. Dacă nu reușești și rămâi la urmă, atunci este foarte, foarte, foarte greu. Elvețienii sunt perfecționiști și mie mi-a convenit asta. Eu lucram destul de bine la școală, mă antrenam foarte mult la tenis, făceam schi, făceam atletism. Mi-a plăcut sistemul ăsta elvețian și ce mi-a plăcut enorm de mult era sistemul politic elvețian pe care l-am studiat, că mă interesa. M-a interesat, pur și simplu. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult că poporul putea să decidă și nu parlamentul. Chiar când eram la universitate, m-a interesat treaba asta. Și, uite... Vom discuta puțin mai târziu și despre faptul că vi s-a propus să intrați în politică în România, ați refuzat și probabil având modelul sistemului elvețian, cumva nu v-ați fi putut regăsi în sistemul de guvernare românesc. Da. Dar spuneați într-o declarație că în Elveția ați cunoscut sărăcia la început, că nu aveați niciun ban, chiar ați fost nevoit să lucrați într-o benzinărie. Da, bine, sărăcia e relativă, de aia că locuiam într-o familie, într-o vilă foarte frumoasă, dar foarte mulți bani de buzunar nu aveam. Și atunci am găsit un job ca să, într-o benzinărie, puneam benzină
în mașini care veneau și aveau nevoie și le spuleam geamul. Și atunci aveam o tehnică, că vreau să-mi cumpăr și eu o mașină, știți? Și atunci aveam o tehnică, țineam capacul de la de la rezervor în mână și îi spuneam ca țiganii, ca romii, pardon. Și îmi dădea un franc, doi franci, puneam capacul înapoi și așa am câștigat în 3 luni de zile cam vreo 6.000 de franci elvețieni atunci. Și v-ați cumpărat da. Mașina pe care vă doreați? Da, de aia că era un băiat japonez, tot în pensiunea aia unde eram, care pleca înapoi în Japonia și cumpărase o mașină de sport, un MG de 2 locuri, roșu, cu scaune negre. Și eu îl vroiam absolut, costa mult mai mult decât aia 6.000, da? Am vorbit atât cu el, numai ca să scapă de mine, mi l-a dat pentru 6.000. Da. Ce ați făcut ulterior cu acea mașină? Am ținut-o câțiva ani. Pe urma, când am început să joc tenis, am început să câștig niște bani cu tenisul și am cumpărat un Alfa Romeo după ce a fost prea veche. Da. Și ați pătruns în circuitul internațional de tenis, acolo unde i-ați întâlnit pe 2 români, uriași, domnii Ilie Năstase și Ion Țiriac. Și ați legat o prietenie care dăinuie până astăzi, da, cu ambii. V-ați întâlnit pe terenul de tenis vreodată cu vreunul dintre ei? Prima dată când am întâlnit jucători români era Ion Țiriac cu Petre Mărmureanu. Era pe lângă tabloul de la Roland Garros și se uitau și ei cu cine o să joacă. Și mă uitam și eu. Și am auzit că vorbesc românește și le-am întrebat, voi sunteți români? Țiriac s-a uitat la mine și s-a uitat, da, Matale, ești român? Am spus, da. Dar cum vă cheamă? Sturza. A, cam stația de metro, a spus. Și ne-am împrietenit. N-am jucat niciodată într-un meci oficial, numai cu Petre Mărmureanu și Severdron, pe care i-am bătut pe amândoi. Cu Țiriac n-am jucat niciodată. Într-un meci de antrenament am jucat cu Ilie, care m-a bătut atunci, da. Dar nu a jucat nici ulterior? Poate în ultimii ani, în virtutea prieteniei cu domnul Țiriac? Nu, în meci nu. Ne-am antrenat împreună, da, altfel meci nu. Există un mit referitor la dumneavoastră. Se spune că practic într-un meci de Cupa Davis, dumneavoastră fiind în echipa Elveției, ați refuzat să intrați în teren împotriva României și să jucați împotriva României. Și da, când antrenorul jucător sau antrenorul dumneavoastră de la acea vreme v-a întrebat de ce nu vreți să jucați, a spus că nu pot să joc împotriva țării mele. Da, așa este. Ion Țiriac mi-a spus, vii să joci Cupa Davis la București, și am spus, nu vin să joc, dar de ce? A spus, măi, dacă un Sturza începe să joacă împotriva țării lui, atunci chiar nu se mai înțelege lumea. El a fost foarte mirat de treaba asta atunci. Acum înțelege foarte bine că e mare naționalist, ține foarte mult la România. Dar atunci nu era nici vorba ca să joc împotriva României. Nici nu m-am gândit la așa ceva. Nu. Și elvețienii au acceptat asta. Au acceptat. N-am avut nicio problemă cu Federația Elvețiană de Tenis. Erați atât de apropiat de domnul Ilie Năstase, încât povesteați dumneavoastră un episod, aveați doar 70 de franci în buzunar. Da. Și 72. 70 de franci în buzunar. Da. Și domnul Ilie Năstase l-ați întâlnit la un meci de antrenament. V-a mărturisit faptul că tatăl, care se afla în România, avea nevoie de niște medicamente. Da. Și i-ați dat singurii bani din buzunar, da, ca să cumpere acele, da, medicamente. După match, unde am jucat cu Ilie și m-a bătut atunci, mi-a spus, am nevoie de un medicament, că tata are cancer. Și există un singur medicament care eu nu pot să-l găsesc în România. A spus, bine Ilie, dar eu nu prea am bani, mai am 72 de franci în buzunar, hai să mergem la farmacie. Și
Și, de fapt, medicamentul ăla a costat 70 de franci. Și l-am cumpărat pentru Ilie, l-a luat și au rămas un franc sau doi franci și ne-am dus să bem o apă care am împărțit-o într-un restaurant. De atunci, Ilie întotdeauna are o inimă enormă. A venit la toate meciurile de exibiție, că pe gratis, că el a devenit numărul unu în lume. Era o atracție. Ca Roger Federer, ăștia doi, cu John McEnroe, poate, ăștia trei, să spunem, când jucau ei, era plin. Tribunele erau pline. Și am rămas foarte bun prieteni împreună. Ilie este un băiat excepțional, da. Am găsit o altă declarație interesantă. Spuneați despre acea perioadă în care era jucător de tenis, nu mi-a plăcut niciodată să fiu numărul 2. Aveați această ambiție de a învinge în permanență? Bine, depinde numărul 2 sau numărul 30. În lume am fost odată clasat de un jurnalist numărul 29. Știți, în Elveția nu mi-a fi plăcut să fiu numărul 2, aia sigur. Dar trebuie spus că ceilalți jucători nu erau foarte tari și nu se antrenau prea mult. Eu m-am antrenat mult mai mult decât ei și de-aia am fost numărul 1. Dar nu-mi place să fiu numărul 2. Nici cu firma noastră nu suntem numărul 2, suntem numărul 1. La școală n-am fost numărul 1, sau e adevărat, dar era o școală foarte dură, foarte, foarte dură, și în clasă aveam câțiva tipi genial, unul care chiar a inventat computerul înaintea lui Bill Gates sau nu știu ce a inventat atunci, niște tipi foarte, foarte inteligenți. Și am fost numărul 4 din 8 sau 9 care am reușit examenele. La început, în primul an, eram 50 și foarte mulți au fost eliminați în timp. Școala aia de la Lausanne, cred că pentru fizica atomică a fost una din primele școli din Europa, de aia era un reactor acolo, în școală, sub critic. Și am făcut diploma pe reactorul ăla. Da. Și foarte greu a fost, foarte, foarte greu. Toată această disciplină a dumneavoastră, și ca sportiv, și ca student, o regăsim ulterior în mediul de afaceri. Acolo unde ați spus că sunteți numărul 1, da, aveți un business în industria cosmeticilor și peste 10.000 de persoane care vând produsele dumneavoastră la nivel mondial. Da, nivel, da. Și în China putem să spunem că e mondial, dar mai puțin. Suntem în China, în Hong Kong și în Europa mai ales. Și eram și în Rusia. Cum ați creat toată această afacere, mega afacere? Am fost angajat întâi la o firmă americană de vânzări directe, unde am învățat cum trebuie, ce trebuie făcut și nu trebuie făcut. Într-o zi mi-au telefonat niște suedezi, niște prieteni suedezi care aveau o afacere de produse cosmetice, m-au întrebat dacă nu vreau să încep cu dumnealor. Am spus da, că aveam deja 30 de ani și mi-am dat seama că la tenis nu o să intru niciodată în primii 10, că începusem mult prea târziu pe circuit, știți? Și atunci am început afacerea mică și am crescut așa cu timpul. Afacerea are 50 de ani acum și e o afacere destul de solidă. Aveți un principiu sau mai multe de la care n-ați abdicat niciodată în privința afacerilor? Da. Calitatea și să fii onest. Să nu povestești ce nu e adevărat. Și asta cred că ne-a dus foarte repede în sus, că mă știau de la tenis cei mai mulți în Elveția atunci și nu am povestit niciodată în afaceri ce nu e adevărat. Și uite că am reușit cu treaba asta. De altfel, v-a urmărit această corectitudine. Într-o altă declarație afirmați că niciodată nu ați fi capabil să câștigați un ban nemeritat, nemuncit. Și povesteați un episod dintr-un cazino unde
ați mizat la un moment dat pentru singura dată în viața dumneavoastră, da, și ați pierdut. Da. Din acel moment ați spus, banii care nu sunt munciți sunt nemeritați. Da. Și păstrați și astăzi acest, da, principiu. Da. Și alt episod, odată aveam mingi de meci la Hamburg cu Willem Bungert, care era numărul 2 din lume atunci, și jucam la el acasă și jucam pe 5 seturi și în al 4-lea set am avut o minge de meci. Și vine el la fileu și face un forehand de voleu și care ajunge în spatele liniei, dar a mai luat o bucată din linie și arbitru a spus game, set and match, Dimitri Sorza. M-am uitat la marcă și am spus nu, iertați, mingea a fost bună și am pierdut meciul după aia. Erau 7000 de spectatori acolo care mi-au făcut un standing ovation când am ieșit, dar n-aș fi putut, știind că mingea era bună, n-aș fi putut să mă duc să strâng mâna lui Willem și să spun mersi mult, am câștigat și am trișat. Nu, aia nu puteam. Până la urmă acesta e și spiritul unui sport, fair play-ul. Da, câțiva îl au, alții nu îl au. Eu așa sunt crescut, așa cred eu și cu asta basta. Vorbeați despre afacerea dumneavoastră și am găsit revista Forbes, v-a evaluat averea la 200 de milioane de euro. Spuneau că aveți avion privat, business-ul acesta... Am avut, acum sunt pensionar, am o pensie bună. Avion privat, un business în multe țări dezvoltat și cu toate acestea dumneavoastră ați afirmat întâi ești bogat în inimă, apoi în cap și pe urmă vin banii. Banii vin, banii pleacă, bogat este când poți să faci aproape ce vrei. Există vreun lucru pe care nu vi l-ați permis niciodată? Lucru pe care l-am dorit? Nu. Am putut să le fac pe toate, dar nu pot să spun că am avut visuri așa de grandomanie sau treburi noastre. Eu am vrut să-mi trăiesc viața așa cum o înțeleg. Am lucrat foarte, foarte mult, am studiat foarte mult, citesc foarte mult. Nu pot să spun că a fost ceva care aș fi vrut să am și să nu am. Am reușit să am ce am vrut să am, da. Pe ce cheltuiesc cel mai mult? Pe ce cheltuiesc cel mai mult? Am două case, trei case, una la Zurich, una la București și una la Reghin. Acolo, ca să le țin în ordine, cheltuiesc mult și la vânătoare. În momentul ăsta, la vânătoare, cam asta. Vânătoarea, de altfel, e o pasiune. Vânătoarea, tenisul, schiul sunt pasiunile dumneavoastră. Și golful. Și golful. Vânătoarea e o pasiune comună și cu domnul Ion Țiriac. Da. Cine e un vânător mai iscusit dintre dumneavoastră? A, nu se poate spune așa ceva. Nu. Fiecare vânează cum înțelege el. Eu vă spun drept că vânătoarea sunt două feluri de vânătoare. E omorâtul și recoltatul. Eu nu omor de plăcere, aia sigur că nu, și când fac o vânătoare, e o recoltă de animale care se poate împușca. Sunt animale mai bătrâne, animale care trebuie scoase sau animale care sunt bolnave, dar nu mă duc ca să trag 1000 de fazani pe zi sau 1000 de păsări pe zi sau treburi astea. Asta nu fac. Aveți un trofeu de care sunteți mândru? Un trofeu de vânătoare? Am un muzeu de vânătoare la Ibănești, care e lângă Reghin, unde am cam vreo 400 de trofee. Și trebuie să vă spun că respect pe fiecare animal pe care l-am dobărât și de la cel mai mic trofeu până la cel mai mare. Bineînțeles că am câteva trofee care sunt absolut extraordinare, dar nu pot să spun că le respect mai mult decât trofeele celelalte. Asta cred că este vânătoresc și așa gândesc eu. Revenim la afacerea pe care ați construit-o în Elveția. Dacă ar fi să începeți de la zero acum o altă afacere
și să aveți un buget limitat. Ce afacere ați face? Dar să știți că când am început afacerea, am împrumutat 25.000 de euro. Acum, pe timpul astea, în afară de afacerea asta de cosmetice pe care aș reîncepe oricând, cred că dacă aș fi un tânăr român și dacă aș fi avut aptitudinea cu computere, aș face o firmă de computere, de programe de computere. Acolo cred că este foarte mult de făcut și știți că India și cu România sunt conduc cercetările astea de computere. Sunt cei mai tari, indienii și românii. Purma vin ăștia din America, de la Silicon Valley, unde sunt foarte mulți români care s-au dus acolo. Inițiativa ar fi un prim pas, dar cheia succesului, vorbeați dumneavoastră, să-ți placă ceea ce faci, să faci permanent de dimineață până seara și când dormi să visezi ceea ce faci. Așa e, altfel nu reușești. În ziua de astăzi concurența e absolut acerbă și dacă nu ești 100% cu gândurile la afacerea pe care o vrei să o faci și care îți place, când te duci la treabă să-ți placă să te duci. Asta este cel mai important, da. Ați declarat într-un alt interviu, când ai norocul pe care l-am avut eu în viață, trebuie să dai ceva înapoi. Nu poți numai să iei. Și dumneavoastră ați început să și dați. Ați alocat 500.000 de euro în fiecare an pentru burse școlare. Ați renovat diferite instituții care au legătură cu protecția socială. Și printre cei care au beneficiat de, să numim, burse, s-a aflat și Simona Halep. Ați fost la începutul Simonei Halep, alături de ea, a venit recomandată de către doamna Virginia Ruzici și i-ați susținut începuturile. Ați crezut în Simona, dar ce avea Simona la acel moment și nu aveau alte tenismene? Avea un avantaj enorm, era că era prietenă cu Virginia Ruzici. Și Virginia Ruzici este o doamnă absolut extraordinară. În afară că a fost prima care a câștigat pentru România un Grand Slam la Paris. O fată extrem de serioasă și foarte profesionalistă. Eu cu Simona nu o cunoșteam, abar n-aveam cine era, dar îmi telefonează într-o zi Virginia și spune: avem o fată extraordinară în România, are nevoie de ajutor ca să poată să se ducă, să joacă turnee în afară. I-am spus: da, foarte bine, uite, vin ți-o prezint. Și a venit la Zurich cu dumneaei și am fost impresionat de Simona, că foarte politicoasă, foarte drăguță, era bine îmbrăcată, cum trebuie, și știa ce vroia. Am întrebat-o: da, dumneata, vrei să te plimbi sau nu? A spus: vreau să devin numărul 1. Asta mi-a plăcut. Așa sunt și eu. și am ajutat-o, dar ajutorul pe care l-am dat ei a fost nimic în comparație cu bursele pe care le dădeam altundeva. Cred că să țiu minte că erau vreo 20.000 de euro sau 25.000 de euro pe care le plăteam eu și aceeași treabă le plătea și fratele meu cu banca lui din Geneva. Și cu asta a reușit să se lanseze. După 2-3 ani, când a devenit tare, a găsit domnul Tireac un sponsor foarte bun, care i-au plătit mult mai mulți bani și a ieșit din contractul nostru, bineînțeles, ca să poată să câștigă banii pe care cu celălalt contract. Am ținut legătura cu Simona, odată pe an ne facem un SMS. Sper ca să poată să revină, să joacă ca înainte, dar a început să fie lovită. Corpul ei probabil că nu mai ține, nu știu. Nu știu cum o să fie mai încolo, dar este o campioană exemplară,
Este o domnișoară sau o doamnă acum care dă exemplu pentru multe, multe doamne și domnișoare în România. Poate că ajutorul pe care l-ați acordat Simonei este legat și de faptul că sunteți extrem de atașat de România. Unde vă simțiți mai acasă? În Elveția, în România? Depinde sub ce punct de vedere. Sângele meu e românesc și bineînțeles că mă simt acasă în România, dar în punct de vedere politic nu mă simt acasă aici deloc. Deloc. Sistemul ăsta pe care îl avem cu politica noastră e o catastrofă, în părerea mea. Și atunci mă simt acasă în Elveția, pentru sistemul politic, să ne înțelegem bine, nu pentru altceva. Și foarte des m-am gândit, da, de ce este așa la noi. Și pot să vă spun, eu cred că este de aia că românii de pe timpuri, de la Decebal, întotdeauna s-au gândit, avem nevoie de un domn, de un conducător. Nu de ăsta cum au fost comuniștii, dar românii sunt obișnuiți să avem un vodă. Și treaba asta cu Parlamentul, cu 500 de oameni care sunt acolo, 200 în Senat, nu poate să meargă niciodată sistemul ăsta în România. Întotdeauna o să fie ce este acum. Puțini sunt cei care cunosc faptul că după Revoluție, începând cu anii 90, atât președintele Ion Iliescu cât și președintele Emil Constantinescu v-au propus să deveniți premierul României și i-ați refuzat. M-au întrebat dacă sunt interesat. Domnul Iliescu prin domnul Măgureanu și domnul Constantinescu, că l-am ajutat foarte mult ca să câștigă alegerile atunci. Și m-au întrebat dacă aș fi interesat și le-am spus că nu pot. Nu pot să fac asta, că nu pot să fiu prim-ministru într-un sistem pe care nu-mi place, care nu-l înțeleg și nu-mi place. Și dar că dacă au nevoie de sfaturile mele, atunci cu mare, mare plăcere. Și trebuie să spun că atunci când domnul Iliescu l-a refuzat pe rege și l-a trimis înapoi, m-am dus la el și i-am spus că asta a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o vreodată, că n-ar fi trebuit să facă asta niciodată. Și după aia a corectat, l-a lăsat să vină, să se ducă la mormântul părinților lui, la Argeș. Și cu domnul Constantinescu am încercat să explic cum este securitatea socială în Elveția, cum este finanțată aici în România. E greșit ce se face. În Elveția securitatea socială este finanțată, este asigurată pentru oameni. N-a fost posibil. Sistemul nu permite. Nu permite. Și am avut o mare plăcere cu domnul Adrian Năstase atunci, că el a adunat un consiliu în jurul lui, un consiliu cu oameni de afaceri. Eram eu, era Ion Tiriac, era domnul Wolfgang Porsche, era Klaus Mangold de la Mercedes-Benz, era directorul la E.ON, era Sigi Wolf, care era la Magna. Și era un consiliu care se ținea la Snagovă fiecare lună, ne întâlneam acolo și avea domnul Năstase o listă pe care părerea dumneavoastră pe punctul ăsta, punctul ăsta, punctul ăsta, și ne asculta cel puțin. Și făcea după aia cum credea el. De aia toată lumea spune că, nu de aia din cauza consiliului ăsta, dar toată lumea spune că a fost cel mai bun prim-ministru. Eu nu vorbesc de restul, asta nu mă interesează. Că a fost cel mai bun prim-ministru, ne-a adus în Europa, ne-a adus în OTAN și am fost foarte mândru că am făcut parte din echipa lui și nu neg asta, chiar dacă ar fi mulți care ar place să nu spun asta. Considerați că monarhia ar putea fi o soluție pentru România sau credeți că
șansa aceasta s-a pierdut în anii 90 la început? Vedeți, chestiunea asta se întreabă foarte mulți europeni. Și trebuie spus următorul lucru. Un rege sau o regină este independentă politic. Un președinte provine întotdeauna dintr-un partid politic. Asta este cea mare, mare diferență. Eu cred că dacă regele Mihai ar fi putut să fie rege după Revoluție, ar fi fost o treabă foarte bună pentru imaginea pe care am fi avut-o în străinătate. Imaginea României a fost o catastrofă din mai multe puncte de vedere. Din cauza caselor de copii aici, caselor de bătrâni, despre câțiva români care s-au dus în afară și au început să fură. Am avut chiar o imagine dezastroasă. Și cu regele Mihai, toată lumea știa ce om corect este, că a încercat să facă o armistițiu cu rușii atunci. Toată lumea avea respect pentru regele Mihai. Din America până la Stalin. Stalin i-a făcut un ordin, cel mai mare ordin rus l-a primit. Eu cred că regele ar fi fost o soluție foarte, foarte bună atunci. Numai că comuniștii făcuse atâta tam-tam împotriva regelui, împotriva boierilor care veneau să bea sângele țăranilor. Imediat după Revoluție, nu cred că poporul ar fi votat cu mai mult la 10% pentru rege, dacă era să fie o votație. De aceea că poporul nu știa. Era dezinformat. Înțelegeți? Dar pentru România, pentru în afară, sigur că regele ar fi fost o imagine foarte, foarte, foarte bună. Vorbesc despre propaganda pe care comuniștii ani în șir au susținut-o, referitoare la ce spuneați dumneavoastră, familiile nobile care beau sângele poporului. Cum ați fost primit imediat când ați revenit în România? L-am adus pe tata și pe mama până la Popești. Tata era foarte bolnav atunci, avea Parkinson, dar mai era clar la cap. L-am adus, am închiriat un helicopter de la armata română și cu generalul Opruță, care era comandantul suprem al aviației, ne-am dus la Popești. Unde astăzi da. Aveți proprietatea familiei, da, unde și era, se află în castel. Da, unde era azilul ăsta de groază de copii. Copii bolnavi care nu văzuse un medic de 3 ani de zile sau așa ceva. Și a fost și un film despre iadul de la Popești, făcut de televiziunea de la Iași. Era ceva groaznic. Și ne-am dus acolo și, bineînțeles, că a venit tot satul să vadă cine este în acolo. Câțiva din sătenii mai bătrâni l-au recunoscut pe tata. Și noi am venit cu mai mulți soldați acolo ca să fim păziți. Nu era nevoie. Toți au strigat, Măria ta, 40 de ani fără tine a fost destul. Să nu pleci înapoi. Și când tata a intrat în elicopter, au fost 3 țărani care îl țineau de picioare ca să nu pleacă. Înțelegeți? De aia că tata s-a ocupat de țăranii care lucrau la noi. Fiecare țăran care se căsătorea primea o casă, o pereche de boi și dacă vrea să lucreze la noi, era binevenit. Dacă erau bolnavi, tata le ducea pe banii lui la Iași ca să fie îngrijiți. S-a ocupat. Bunica mea, care a fost președintele orfanilor de război după primul război mondial, avea 400.000 de orfani de război atunci în România. S-a ocupat personal. A făcut și o școală pentru copiii țăranilor fără părinți, care pieruse părinții în timpul războiului, și săraci, la Miroslava, ca să aibă o slujbă, să-și învață meseria. Eu cred că am fost foarte bine văzuți în toată Moldova. Nu am băut niciodată sângele țăranilor.
mai mult au avut de mâncare prin noi. De altfel, despre bunica dumneavoastră, Olga, este o personalitate. A fost o personalitate mare de tot. Da. O personalitate uriașă, artist plastic, elevă a lui faimosului și a lui ucenic a lui August Rodin și a lui Paul Dubois. Și poate că de aici și mama dumneavoastră și dumneavoastră ați moștenit filantropia, ați moștenit actele de caritate, dorința de a face bine. Spuneați că, practic, bunica a fost cea care s-a îngrijit de orfani, mama care a hrănit de la Focșani până la Iași după al doilea război mondial, dumneavoastră care ați reconstruit multe case de bătrâni după Revoluție și e interesant că acest demers al dumneavoastră de a reconstrui multe case de bătrâni va aduce și o prietenie frumoasă cu prea fericitul Daniel. Da. La început, în 90, m-am dus la Iași și m-am dus să văd. Și am fost primit de metropolitul atunci, care era prea înaltul Daniel atunci. Și l-am întrebat cum este. A spus, ce vreți să vă spun, este jale. E foarte, foarte greu. A spus, da, aveți nevoie de ajutoare? Da, a spus. Și anume ce aveți nevoie. Și atunci a pus la dispoziție sala aia mare de la metropolie, unde sala de reuniuni, și unde aduceam camioanele cu ajutoare. Mai țin minte că la sfârșitul anului mi-a spus, în 90, mi-a dat un telefon, mi-a spus, nu mai am mâncare pentru studenții de peste Prut, dacă puteți să ne ajutați cu asta. I-am spus, anume cu ce? Mi-a spus, orez, zahăr, făină, vă dați seama, orez și zahăr și făină în România, să aduc așa ceva. Imediat am umplut un camion, am cumpărat asta din banii mei în Elveția, de la un prieten care vindea asta, mi-a făcut un preț foarte bun, că știu pentru ce este, și am adus un camion, de exemplu, la metropolie și au putut să rănească pe studenții de peste Prut. Dar nu numai asta, și haine, și... am adus totul ce avea el atunci nevoie, am adus și ne-am împrietenit. Cred că pot să spun că suntem prieteni, da. Sunteți prieteni și v-a unit și dragostea de Dumnezeu. Și dragostea de Dumnezeu cred că v-a insuflat-o mama. Într-un interviu memorabil cu mama dumneavoastră, pe care mama dumneavoastră l-a acordat că în urmă cu 13-14 ani, era întrebată dacă există un Dumnezeu acolo sus. Mama dumneavoastră care a pătimit atât de mult, practic obligată să părăsească țara alături de copiii ei, să lase aici tot ceea ce construise, proprietăți și să o ia de la zero. Și răspundea mama dumneavoastră la întrebarea dacă există un Dumnezeu acolo sus, da, sunt sigură că există și eu sunt convinsă că dacă faci tot ce poți, ești ajutată de Dumnezeu. Asta a fost întotdeauna credința mea. Mama v-a apropiat de Dumnezeu? N-a fost nevoie. N-a fost nevoie, de aia că atât noroc cât am avut în viața asta, trebuie să fie fost cineva sau ceva care a ținut mâna peste mine. Și eu cred în Dumnezeu, mă rog la Dumnezeu, nu ca să-i cer ceva, dar ca să-l mulțumesc. Mare, mare diferență. Și trebuie să spun, și tata, și mama, și bunica nu scăpa odată o slujbă de Crăciun sau de Paști. Am fost credincioși cu toții. Avem o biserică minunată la Baden-Baden, o capelă mortoare, de fapt, una, dar mare de tot, unde m-am dus și am
reparat, să spunem așa, împreună cu orașul. Am participat și eu. Acolo am plătit salariul preotului ani de zile. Băiatul meu continuă cu treaba asta și suntem foarte mândri de biserica asta și m-am dus de multe ori să mă rog acolo și m-am căsătorit acolo. În 1968? 68, cred că era. 68, da. Da. Ați avut parte, evident, de multe miracole divine. Fără Dumnezeu, dacă nu ar fi existat lângă dumneavoastră, așa cum mărturiseați, poate că nu ați fi trecut atât de ușor peste toate aceste încercări, patimi. Când a fost momentul când poate l-ați simțit cel mai aproape pe Dumnezeu? Când mă gândesc înapoi, cred că este când am ajuns atunci la Stockholm în aceeași zi cu tata la Linz. E sigur că atunci am scăpat de iad. Asta e sigur. Alte momente, știți, am avut o viață foarte fericită și așa că foarte greu să spui atunci sau atunci. Dar când ești un om pozitiv, eu cred că sunt pozitiv, e mai ușor să trăiești decât când ești negativ, când vezi totul în negru. Eu văd totul în alb. Și foarte greu de răspuns. Ce ați schimbat la viața dumneavoastră dacă ați reîncepe astăzi, din 1948, sau poate cu o zi înainte de ziua plecării, n-ați mai pleca dacă ar ține de dumneavoastră? Ce ați schimbat în acest film al vieții dumneavoastră? Nimic. Absolut nimic. Am făcut cum am crezut și pe momentul ăla era singura soluție pe care o vroiam. Și nu cred că aș fi schimbat absolut nimic. Ați rămâne în paradisul dumneavoastră. Spuneați despre paradis, că paradisul pentru mine este când ești mulțumit de viața ta și de ce faci. Da, așa e. Exact. Și acesta e paradisul. Da. Dar cel mai greu moment după 1948, când v-a fost? Poate atunci când v-a fost dor de România? Când... Asta e o treabă, dar a fost altă treabă. Mi-a fost dor de România, dacă m-am dus în 71, atunci când era Cupa Davis, am vizitat România atunci, am venit ca spectator și nu mi-au făcut nimic în afară că am fost urmărit tot timpul de securitate, dar atunci am avut așa o groază de ce am văzut atunci. Eram la hotelul intercontinental de la București, aveam o cameră acolo cu restul echipei și când vedeam cozile alea la pâine, la orice, m-am gândit, am mers cu un prieten jurnalist până la Snagov, erau numai gropi peste tot. Mi-a fost dor de altă țară, nu de țara aia pe care am văzut-o atunci. Cel mai greu a fost când am început afacerea mea. Asta a fost foarte greu, de aia că n-aveam finanțator. În afară de aia 25.000 de franci pe care le-am împrumutat la părinții mei, a fost foarte greu să dăm drumul la afacere și 3-4 ani nu am făcut niciun profit. Nu am câștigat bani, dar nici n-am pierdut bani. Și până când a început să meargă a fost foarte, foarte greu. Da. Vă ascultam acum, vorbiți despre afacere, despre tenis. Dar până la urmă totul e legat de România, chiar dacă afacerea e dezvoltată în Elveția. La sediul companiei dumneavoastră din Elveția e arborat drapelul României. Da, sigur că da. Da, am și început în România. Merge destul de bine. Am făcut un meeting pentru a face cunoscută afacerea noastră la București. Unul la Cluj, o să facem unul la Iași și așa mai departe. Nu, am început și merge foarte, foarte bine. Dar înțelegeți, sunt român și ca să reușești cu cosmeticile în Elveția,
toată lumea este în Elveția. Japonezii, francezii, nemții, englezii, americanii. Pe toți ăștia i-am bătut. Am vândut mai mult decât ei. Poate că L'Oreal vinde mai mult ca noi, asta nu sunt așa de sigur. Pe specialitate, sigur că nu. Dar tot sunt român și am reușit în Elveția. Și știți că elvețienii sunt destul de xenofobi, așa. Dar m-au acceptat de-aia că am jucat tenis pentru ei și de afacerea e românească. Mama dumneavoastră probabil v-a ținut cu inima legată de România. Sigur. Pentru că, la fel, afirma în acel interviu, un interviu memorabil, afirma faptul că după ce a părăsit țara, alături de tatăl dumneavoastră, vorbea în limba română. Iar tatăl dumneavoastră vă spunea de fiecare dată că spunea copiilor dumneavoastră și fraților, voi sunteți români și trebuie să vorbiți limba română. Acum dumneavoastră l-ați învățat limba română și pe fiul dumneavoastră. Și el a învățat pe copiii lui. Vorbesc și ei românește perfect. Și v-am auzit și pe dumneavoastră pronunțând atât de frumos la un moment dat, spuneați așa cum spuneau și cei dinaintea dumneavoastră, din familie, domnitorii Moldovei, ați spus într-un interviu, așa ca un alint, ați spus Moldova mea. Și vă auzeam acum, inclusiv afacerea se îndreaptă către Iași, către Moldova, și nu doar către Moldova aceasta, ci și către Moldova cea de dincolo de Prut, de care sunteți legat. Acolo participați și cu burse școlare, încercați să ajutați. Aveți un prieten care a fost, Ioan Sturza, care a fost premierul Moldovei. Între Moldova actuală, cea dintre granițele actuale, și Moldova de dincolo, credeți că va dispărea vreodată hotarul? Moldova de dincolo e diferită de Moldova românească, să spunem românească, așa, ca să putem face o diferență. În Moldova de peste Prut, să spunem așa, este și o minoritate bulgară, este o minoritate ucraineană și o minoritate rusă. Și toți oamenii ăștia ar fi putut să fie foarte uniți dacă nivelul de trai ar crește. Republica Moldova este probabil una din cele mai săraci țări care există. E foarte frumoasă, oamenii sunt foarte de treabă și am încercat să ajut și acolo. Am făcut 10 ani sau 15 ani, nu mai țin minte, turnee de tenis pentru copii acolo, care au reușit foarte bine. Radu Albot, care e în primii 100 acum, sau primii 50, a câștigat turneul de două ori acolo. O admir pe Maia Sandu, este o femeie absolut extraordinară și încearcă să lipească Republica Moldova, cel puțin de Uniunea Europeană. Știți, dacă se alipește României sau nu, asta este o treabă care îi privește pe moldoveni, nu pe noi. Dar să poată să facă parte din Uniunea Europeană, asta le-ar ajuta enorm de mult. De-aia că ar veni investiții, copiii de acolo ar putea să se ducă să facă studii în afară, fără să fie pe furtiș. Asta ar fi soluția. Urma, știți, într-o zi o să fie ca între Franța și Germania. Nu o să mai fie nicio graniță. Nici nu mai știi, ești în Germania sau ești în Franța, ești în Belgia sau ești în Franța. Nu se știe, știți? Nu o să mai fie graniță. Și asta ar fi extraordinar de bine. Și cu Ucraina, poate. Și dacă se schimbă sistemul în Rusia, poate că și Rusia ar putea să fie, facă parte dintr-o familie mare europeană. Că nu e normal ca rușii să fie dușmanii noștri. Nu e normal. Tot, eu am fost de 10 ori, 12 ori la vânătoare în Rusia, am fost primit extraordinar de bine. Sunt niște oameni foarte, foarte simpatici pe acolo. Să se ducă războiul ăsta împotriva ucranienilor este complet ridicol, în părerea mea.
Dar poate că într-o zi, peste 100 de ani, o să fim cu toții uniți. Iată că toate soluțiile pe care problemele, fie că sunt locale, regionale, continentale, toate problemele apărute, soluția pe care o găsiți dumneavoastră este bunătate. Și îndemnați pe acest ton pozitiv, așa cum v-ați construit toată viața, la liniște, la armonie. Alteța voastră, eu vă mulțumesc foarte mult pentru ediția de astăzi, că ați fost alături de mine și vă ascultam așa ca o poveste cu prinți și prințese, parcă o poveste în care cei buni au loc alături de și își găsesc locul lângă cei aflați în suferință. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Și da, de ce nu peste 100 de ani să vorbim despre unire tot aici, să vă dea Dumnezeu sănătate și în continuare să fiți același norocos care ați fost până acum. Sperăm. Vă mulțumesc încă o dată, dragilor, în ce vă privește. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție la fel de fascinantă. Până atunci, gânduri bune!